Domnul Hurza, ce ne lipsește nouă ca să trecem o dată peste toate apele astea? Că purgatoriul de care vorbim oricum într-o limbă sau alta, toți înțeleg, că fie prin exemplul României, fie prin exemplu sau expertiza europeană în materie de reformă, oricum va trebui să facem schimbări. Cum exact schimbăm oamenii? Ce înseamnă a schimba un sistem? Noi avem oricum niște examene de dat până ajungem în Uniunea Europeană, iar mai devreme sau mai târziu, oricum va trebui să facem niște, să zic, operațiuni chirurgicale pe cor deschis în justiție. Dar cine și le va asuma? Moise a dus poporul său 40 de ani prin pustie. N-avem timp. Mai avem încă 10 ani. Dacă o să fie nevoie să trecem 10 ani ca să ne resetăm, să reclădim o țară care funcționează în bază de reguli, în bază de bun simț, în bază de onestitate, de integritate, atunci când corupții vor fi pedepsiți, când oamenii vor vedea că oamenii corupți nu se bucură de impunitate, dar sunt pedepsiți, când ei, cetățenii, interacționează cu justiția, cu serviciile publice și primesc un serviciu bun, de calitate, atunci lucrurile se vor schimba, domnul Mimișan. Din punctul meu de vedere, noi avem nevoie de bun simț, avem nevoie de oameni care cred, care sunt consecvenți și avem nevoie de politicieni care trebuie să ducă lucrurile, să aibă curajul, să-și asume anumite reforme, da, și să duc până capăt. Iar ce observ eu și observ și tu, Iulian, noi avem în fiecare zi cazuri când, pe orice nu s-ar face, noi avem suspiciuni de înțelegeri ascunse. Avem suspiciuni că cineva fie nu este competent, fie este plătit, fie că este plătit, mituit și așa mai departe. Ar trebui să o pornim de la altceva, pentru că indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă vom avea o reformă a justiției, oricum se va găsi cineva care să spele creierii la toată lumea, că e în interes cuiva. Nu există așa ceva. Asta se întâmplă. Un proces normal de transformare, care înseamnă mai multe etape. În primul rând să recunoști problemele. În al doilea rând să ai curajul și viziunea să corectezi lucrurile. În al treilea rând să ai încredere în toate aceste procese. Și cel mai important, de fapt, transparența este regula și, de fapt, soluția la orice proces de schimbare, de transformare. Atunci când cetățeanul, oamenii din sistem au aceeași înțelegere asupra același proces. Atunci când lucrurile se fac pe la spate, se ascund, asta crește nivelul de neîncredere. Și, evident că, odată ce apare reguli care funcționează, e dată ce apară persoane din sistem care își asumă decizii, care asigură o anumită finalitate, în așa situație putem să vedem că numărul oamenilor care încred în viitorul acestui proces să crească. Deci masa critică, nevoie de o masă critică de oameni care să aibă posibilitatea să participe într-un proces de schimbare. Asta eu îmi doresc foarte mult, fiindcă în sistemul de justiție avem foarte mulți procurori, avem foarte mulți judecători integri, onești, care mult timp au fost opresați de un sistem controlat, de sistem de grupuri cleptocratice, care au servit interesele lor personale, care i-au urmărit pe acești oameni. Acum, sistemul de drept are posibilitatea să se reseteze. Important este ca oamenii ăștia care au curajul din sistem, care sunt integri și competenți, să aibă posibilitatea să se promoveze în ierarhia acestui sistem, ca ei să-și asume deciziile și să pună până la capăt această schimbare. Nimeni nu o să facă pentru ei sau pentru noi.